sunt Andra Predescu, sunt comunicator freelancer. Nu fac neapărat o comunicare safe. Soluțiile pe care le propun clienților mei nu sunt întotdeauna cele mai safe. Și safe în sensul de boring, pentru că de la asta a pornit discuția de astăzi. Dar sunt safe în sensul în care se potrivesc brandului, în sensul în care se potrivesc și rezolvă problema de comunicare pe care brandul are la un moment dat sau altul. Sunt safe pentru că nu propun soluții care să fie creative de dragul creativității doar așa pentru că putem. Nu mă interesează. Pe mine una nu mă interesează premiile. Dar asta nu înseamnă că nu sunt curajoase, înseamnă doar că sunt bine argumentate pe fix nevoia de comunicare și respectă sau și au atâta risc reputațional cât e safe să o facă. Nimeni nu vrea să facă campanii prin care să-și... aici era un cuvânt mai neortodox, strice brandul. Cam atât am avut eu de zis.